Stimați concetățeni, mă aflu aici. Până acum nu am ieșit la proteste, nu am ieșit la întruniri, dar astăzi, credeți-mă, nu am putut sta acasă. Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării, îmi pasă de țara în care noi trăim, îmi pasă de viitorul și îmi pasă de viitorul copiilor noștri. Îmi doresc foarte mult să trăim într-un stat de drept. Îmi doresc foarte mult să trăim într-o țară democratică. Vreau să vă spun că 2 ani în urmă și asupra mea s-au încercat să se face presiuni cu scopul de a mă determina să pronunț o altă hotărâre. Eu am ales calea legii. Deci nu regret pentru această hotărâre. Am plătit cu funcția și m-am ales cu dosar penal și timp de 2 ani de zile sunt hărțuită. Deci nu vreau să mă laud prin aceste cuvinte, dar vreau să vă arăt în ce hal a ajuns justiția din Republica Moldova și în ce mod este subjugată justiția din Republica Moldova. Deci fără justiție nu poate exista nimic în acest stat, ci noi de fapt toți cetățenii trebuie să ne luptăm pentru o justiție independentă. Numai prin o justiție independentă vom construi viitorul țării. Vă mulțumesc foarte mult și vreau